Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 15 octombrie 2024. Ține fără șovăire la credința ta. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Evrei 10, versetul 23. Dacă citim cu atenție cartea Geneza, vom observa că în timpul procesului de creație, Dumnezeu numără zilele pe baza nopților anterioare. Biblia nu spune dimineața și seara au format prima zi, ci spune a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi, scrie în Geneza 1, versetul 5. Iar acest lucru ar putea să ne spună că Dumnezeu este specializat în a scoate lumina din întuneric. Adică noi trebuie să trecem prin una pentru a ajunge la cealaltă. Dumnezeu a spus lui Moise că îngerul morții va veni noaptea și unde va vedea sângele mielului pe ușă, locuitorii acelei case vor fi salvați. Vezi Exodul 12, versetele 12 și 13. Tot în cartea Exodul citim că Dumnezeu a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea și a uscat marea. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat. Am citat din Exodul 14, versetele 21 și 22. Iar David a scris în Psalmul 30, versetul 5, seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Deci zorii sunt mai strălucitori datorită întunericului care i-a precedat. Tot la fel, biruința ta este mai plină de satisfacții atunci când ea apare pe fundalul durerii, al pierderii și al provocării. Marile dimineți vin după trecerea prin nopți grele. Când vezi pe cineva care crezi că are o zi minunată, sunt șanse mari să te uiți la cineva care a trecut printr-o noapte lungă. Când îi auzi pe oameni proclamându-și victoria dimineața, să fii sigur că și-au petrecut noaptea rugându-se și plângând înaintea lui Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă în Evrei 10, versetul 23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. A avea încredere în Dumnezeu este mai mult decât o simplă dorință. Înseamnă să știi că dacă și ce a promis, El va face. Și să înțelegi că El nu controlează doar creația, ci și circumstanțele tale. Așadar, să nu ezităm în mărturisirea credinței noastre în Dumnezeu.